Dumnezeu și bine v-am găsit. Iată, e dimineață de vreme și ne grăbim să facem o lucrare. Aici avem stupul ursul sau un stup orizontal și l-am pregătit pentru a primi niște rame cu albină pe care îl divizez. O să îl iau de aici. Aici am adus ramele cu de la familia care am divizat, am divizat, o să spunem. Și acum ocupă o cantitate bună, are albină pe ea. Ia să vedem cam cum stă, fiindcă o să-l divizez în 3. Mă grăbesc să nu mă prindă ploaia. În funcție de urdiniș o să orientez această albină. Iată câteva rame. Îndepărtăm diafragma și iată cum stă albinuța pe diafragmă, așa. Acum o să-l împart în 3 și 2. Deci voi pune 3 și 2 rame. Vom vedea ce și cum. Aici voi pune 3 rame în buzunarul acestui stup, în zona asta. Pune 3 rame. Un diafragma și 3 rame. Profităm pentru aceste albinițe să poată crește măci. Aici caut să pun puiet. Asta e a doua ramă. Și încă una. Mai pune încă o ramă, dar nu de puiet, ci cu mâncare. Și data aceasta. Am făcut primul nucleu. Iată. Cum am zis, este foarte devreme. La acest nucleu trebuie doar să plantăm boci. Deci primul nucleu este gata, acest stup, ursul, sau o ladă orizontală, indiferent, nu contează ce tip este. Mă interesează lucrarea în sine, pentru a face acest nucleu. Nucleu, de fapt. Acum vom lua încă 3 rame sau 2, 3 o să iau.
și pun la mijloc. Vom vedea exact cum se va organiza albina după ce va fi împărțită. Am cu uie. Deci astea rama au și mâncare. Și puiet care eclozează. Pare mult albine, da. Eu prefer să fie așa mai puternici. Și iată încă o ramă de pe care eclozează albina. Am așteptat așa acest moment ca să eclozeze. Iată, o să vă arăt pe mijlocul ramei aici cum eclozează albinuțele. E foarte important acest lucru. Punem încă o ramă aici. Bun. Și fetele acestea sunt rezolvate, iar în din față, cum o fi, punem două rame. Am împărțit astfel din cauza să, fiindcă multă albină călătoare va veni la cele două rame și o să-i mai aduc o ramă de mâncare. Iată, luăm și aceste rame. Una cu puiet. Adică amândouă au puiet din câte văd eu și va trebui să le mai aduc niște mâncare. O ramă cu miere o să le aduc. Opresc un pic până aduc rama cu mâncare. M-am întors și am adus ramă cu mâncare, care înseamnă cam așa, da? Cam așa înseamnă rama asta cu mâncare. Pic de miere și păstură. Ne dăm mâncarica. E cea mai mare nevoie este mâncarea. Ca la orice om. Ca și oamenii și albinuții au nevoie de hrană. Bineînțeles, va trebui să-i plantăm boci. Acum, acele albinuțe va trebui să se întoarcă la stup. Să pună lada și eu să scutur acele albinuțe într-un fel sau altul peste ladă. O să așez acum locul la această ladă.
Voia așeza. Acest stup orizontal sau stupul usul, care nu-l folosesc ca la manual. Îl așezăm pe poziția lui. Așa. Acum am albina călătoare. O să vină, o să se împartă aproximativ, da? Vom vedea cam în ce situație se va, cam unde va trage mai mult. Ce se îndreptăm la, da? Ok. Aici punem o diafragmă. Iată, așa arată ea. Ramă cu mâncare am adus. Punem și o diafragmă și ce va trebui să facem e să plantăm borci. Fiindcă este nevoie să plantăm borci. Cam asta este lucrarea respectivă. Însă albinuții se înghesie, trebuie să le împart. Dar între timp o să trebuiască să scuture albinuții din lada asta. Facem aici nylonul și le vom scutura aici, fiindcă ele oricum vor trage spre acel urdiniș. Să văd starea la urdiniș. Trebuie să deschidem un urdiniș aici. Pe mijloc e deschis. Punem în copioneră să țină. Bun. Rezolvat urdinii și acum să scutură această albinuță. Iată-le aici pe albinuță. Scutură. Format, că atunci e o problemă. Bun. Deci cam asta este lucrarea. Am împărțit acea această colonie, nici măcar colonie nu este, fiindcă e o familie care nu are matcă, a fost orfanizată.
Acum ce va trebui să fac e să îi pun borci. Deci, la această lucrare a rezultat 3 nuclee, iată una, două, trei. Acum vom veni să vedem, o să împart filmul în două, o să vedem cam cum este nucleele formate acum 3 zile, pentru a vedea să luăm boci. Bine, până atunci, numai bine.